Robert, un tânăr cu perspective, s-a alăturat echipei Horticultura. Echipa Horticultura este una în continuă dezvoltare prin care încercăm să îmbinăm tradiția cu inovația. Toamna aceasta, echipa noastră s-a mărit cu trei interni în urma începerii primului program de internship. Robert Costa este unul dintre internii noștri, absolvent al Facultății de Tehnologie și Inginerii Aplicate, specializarea silvicultură. Robert a deprins pasiunea pentru natură în copilărie și a decis să urmeze o carieră în domeniu. Ne-a spus că își dorește să aplice practic în teren tot ceea ce a studiat în facultate. Tatăl meu a lucrat în domeniu încă din copilărie. Mi-am petrecut o mare parte din timp în natură, în pădure, printre arbori. Este un domeniu frumos, dar ca tânăr nu ai foarte multe opțiuni. Este destul de dificil să îți croiești un drum. Mă bucur că am ocazia să particip la acest internship. Vreau să învăț cât mai mult, să înțeleg cât mai multe aspecte ale meseriei, atât munca de teren, cât și munca de birou. Vreau să învăț tot ce ține de speciile de arbori și îngrijirea lor, dar și partea mecanică, cum să folosesc și să întrețin utilajele necesare pentru a-mi face meseria. Până acum am fost pe teren cu echipele spații verzi, am observat lucrări de toaletare. Se muncește mult, dar oamenii sunt faini și astfel munca devine plăcută. Și eu am încercat să ajut cu ce am putut, de exemplu la încărcat crengi în urma toaletărilor, fiindcă nu îmi place să stau, vreau să muncesc, vreau să învăț, ne-a explicat Robert. În opinia sa, buna funcționare a unei echipe în acest domeniu de activitate depinde de două elemente esențiale, oameni și echipamente. Dacă ai cu cine să lucrezi și cu ce să lucrezi, utilaje, echipamente, nu ai cum să nu faci treabă bună. Robert Îți mulțumim pentru entuziasmul pe care îl aduci echipei noastre și sperăm să înveți tot ceea ce îți dorești alături de noi. Transmit reprezentanții Horticultura.